1922, când un partid este capabil să schimbe total garnitura, la sfârșitul unei crize profunde, să reușească să pună un nou guvern în numai 3 zile, în a patra zi deja avem depunerea jurământului, și cred că este bine să spunem că se observă forța pe care PDL-ul o are la nivel de organizare și la nivel de structură de personal. Am evitat prin aceasta un cuvânt, o sintagmă cunoscută înainte de 89, care se numea rezervă de cadre. Cei care au lucrat știu acest lucru. Structura de personal și capacitatea umană a Partidului Democrat Liberal s-a dovedit încă o dată că este foarte mare. Schimbarea totală a guvernului, începând cu primul ministru și fiecare membru în guvern al Partidului Democrat Liberal, s-a datorat, să spun așa, vocii mute a cetățeanului român. Nu străzii. Pentru că în stradă știm cu toții că au fost membrii PSD și PNL. Dar am ascultat vocea cetățeanului și am înțeles că trebuie să facem acest lucru. Ni l-am asumat, ne-am asumat de altfel în această carieră politică a ultimilor 3 ani, ne-am asumat tot ceea ce un partid putea să-și asume. Ne-am asumat riscul crizei și mi-aduc aminte în 2009 PSD-ul a fugit mâncând pământul din fața crizei, când era de stat la guvernare și făcut un lucru echilibrat, a preferat fuga în opoziție ca să poată să strige de acolo. Măsurile care au fost luate că trebuiau să fie luate, chiar dacă sunt dureroase pentru noi toți. Ne-am asumat pe de-o parte acele măsuri care trebuiau luate de clasa politică împreună și știau că trebuie luate, dar era bine să fie altcineva în față pe care să-l pulim apoi. Ne-am asumat și consecința negativă și eroziunea politică pe care PDL-ul a suportat-o în acești 2 ani de zile.